Situație fără precedent în raionul Șoldănești. 7 elevi au refuzat să susțină sesiunea de BAC. Aceștia și-au motivat hotărârea prin pregătirea insuficientă. Angajații de la Direcția Raională de Învățământ spun că liceienii au fost susținuți de familiile lor, care consideră că studiile superioare nu sunt o prioritate pentru ei. Candidații la BAC s-au decis să renunțe la examene în ultimele zile ale anului școlar. Câțiva dintre ei s-au plâns diriginților că nu sunt siguri de cunoștințele lor. În plus, aceștia au dat vina și pe camerele de supraveghere care i-ar intimida. Din păcate, admiterea în liceu se mai face după principiul de a completa clasa liceală, adică ar trebui o selectare mai riguroasă din partea administrațiilor liceilor, a cadrelor didactice care fac parte din comisiile de admitere în licee, deoarece mulți copii ar trebui să urmeze o școală profesională unde ar obține o profesie, iar eventual ar putea să susțină și BAC-ul în condițiile dacă vor învăța bine. Potrivit specialiștilor de la Direcția de Învățământ, rezultatele din anul curent nu sunt mai bune decât cele din 2013. Spre exemplu, doar 6 din 26 de elevi de la Liceul Teoretic din Cotujenii Mari au susținut examenul la matematică. Discipolii din această instituție au înregistrat cele mai proaste rezultate la disciplina dată. Multe note negative la matematică au luat și absolvenții Liceului Teoretic Ștefan cel Mare din Șoldănești. Aici fiecare al doilea candidat a obținut o notă scăzută. Cu note mai mici de 5 au fost apreciate cunoștințele fiecărui al treilea elev de la Răspopeni, care a ales biologia ca disciplină la solicitare. Conform totalurilor, cele mai bune rezultate au fost înregistrate la limba și literatura română. Trebuie de spus lucruri pe nume. Era că, indiferent cum ați ceva, să dăm bani, ar să margă și aici, mai puțin, mai sus, mai mult, și o să ne ducem în Italia, în Portugalia, o să facem bani și o să cumpărăm totul. Totuși, generația tânără se târnă față de învățătură mai slab, nu cred că au mai puține scopuri, nu știu, nu că s-au pierdut interesul, dar cred că sunt unii factori care influențează ca ei să târne mai slab față de învățătură. Nemulțumiți de notele primite, tinerii au contestat lucrările. Deja au fost procesate peste 200 de cereri. Speră să schimbe situația și restanțierii din anul trecut. De altfel, din cei 27 de elevi care au picat BAC-ul atunci, doar 14 au solicitat susținerea repetată.